Zamanı geri alamadığı gibi kırılanı da onaramaz. Çık buradan. Gözün görmesin seni. Kırdıklarım toplamama bile izin vermiyorsun. Beni yalnız bırak. Küçücük bir çatlağı açılamaz uçurumlara dönüştürüyorsun. Uzak dur benden. Asıl sen kırıyorsun her şeyi. Bună, prieteni! Bun venit la analiza noastră de episoade din seria Scarl TP. Toate detaliile sunt în videoclipul nostru. Să nu uităm să vă abonați și să activați notificările în timp ce vizionați. Mă aștept la 500 ca sprijinul tău pentru Zeyhal. Zeynep îi spune lui Halil că știe totul. El spune că știe că motivul tuturor tulburărilor sale este pentru tatăl său. Halil crede că Zeynep a învățat totul. Zeynep a aflat că ziua de naștere a lui Halil și ziua morții tatălui său sunt aceeași zi. Cu toate acestea, Zeynep se va confrunta din nou cu mânia lui Halil. El va spune că îți pasă prea mult de tine. Zeynep iese. Zeynep se va întoarce mai târziu pentru a face ordine în camera lui Halil. Zeynep va sparge din greșeală borcanul de sticlă care conține pământul adus de Halil din cimitir. Halil va fi foarte supărat pe Zeynep și o va da afară. Când spuneți nu ar trebui să te văd, Zeynep aproape că se destramă. Zeynep crede că nu merită ceea ce s-a întâmplat. Lacrimile îi curg pe obraj când iese din cameră. Halil trebuie să-i spună acum lui Zeynep ce s-a întâmplat în trecut. Faptele trebuie să iasă la iveală. Astfel, devine clar că Zeynep și familia ei nu sunt vinovate de nimic. Acum a venit timpul pentru colierul de perle, care face obiectul furtului. În acest moment, începe povestea lui Songul. Zeynep va dori să-i ceară scuze lui Halil pentru sticla spartă. Cu toate acestea, Halil va spune că odată ce ceva se sparge, nu mai există întoarcere. Zeynep crede că Halil îi rupe inima în mod constant. Un nou personaj pe nume Alper se alătură fermei. Acest tânăr nu poate rata frumusețea lui Zeynep. Alper va dori să aibă grijă de Zeynep. Cu toate acestea, Halil nu are nicio intenție să permită acest lucru. Astfel, Halil devine gelos pe Alper și pe Zeynep. El începe să-și accepte sentimentele pentru ea. Songul a decis să omoare pe Zeynep arzând-o. Zeynep și Cemil vor merge să curețe coliba. Songul va da foc acestei colibe. Din păcate, Zeynep va fi prins în flăcări. Să vedem cine va fi eroul lui Zeynep. Alper? Halil? Am ajuns la finalul videoclipului nostru. Nu uitați să urmăriți episoadele noi. Aveți grijă de voi. La revedere!